Această emisiune este realizată cu suportul USAID Moldova. Bună ziua și bine v-am găsit în studioul Agora. Astăzi continuăm cu o nouă ediție din cadrul seriei de emisiuni Omul Sufletul Vinului. În calitate de invitați îl avem pe domnul Vasile Botnaru, jurnalist. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Și oenologul și vinificatorul Sergiu Gălușcă. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Gălușcă, ce fel de vin astăzi avem pe masă și ce roadă? Am decis să venim cu două sticle de vin. Un vin la care țin foarte mult este un vin premiat, de fapt, în Merlot 2013, seria 1, de la vinăria Poiana. Un roșu sec, intens, foarte bun și am venit cu un spumant, iarăși un produs foarte aromat, deci din muscat. Dumneavoastră sunteți oenolog, domnul Gălușcă, acolo la vinăria Poiana, da? Da, sunt oenolog, dar în general sunt mic producător de vinuri. Lucrez la vinăria Poiana și lucrez și pentru proiectul propriu, care în curând sper să-l lansez pe piața noastră. Domnul Botnaru, cum vi se pare vinul? Acum trebuie să fac și eu gestul de asta de degustator, să mă uit la culoare, la arome. Corect. Da. Foarte interesant aroma. Dar eu prima dată m-am uitat la etichetă. Executarea etichetei interesantă. Cu ce arbă ăsta așa? Cum vi se pare? Cum a venit ideea, domnul Gălușcă? De fapt, această etichetă deodată a fost inovatoare, pentru că dacă de obicei avem o etichetă standard pe piață, de obicei toți caută culori albe, culori bej. Noi am ales o culoare intensă ca să fie recunoscut sau ușor de văzut pe raft. Reținută? Reținut, da. A doua, în moment, dacă de obicei un brand standard pe etichetă, un brand, de obicei, dimensiunea brandului pe etichetă este 30-40%, în cazul nostru dimensiunea brandului este 75, aproape 78% pe etichetă, respectiv asta era și o inovație. A treia inovație care avem în vinul ăsta este screw cap-ul, pentru că la această gamă de vinuri vinuri medii, dar vinuri medii plus. Deci noi am venit iarăși cu screw cap, care ne oferă iar... El se deschide foarte ușor. Foarte ușor. Deci sunt trei lucruri inovatoare. Când a fost lansat acest vin, am venit cu trei lucruri noi pe piață. Deci un vin care aduce o inovație. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, pe lângă faptul că aveți o vastă experiență în jurnalism, mai sunteți și pictor, dar un pictor mai deosebit. Pictați cu vin. Eu aș zice chiar de ochiat. De ochiat. Bine, presupun că legătura cu vinul este din copilărie, ca și orice moldovean născut aici, în aceste regiuni. Da, eu mi-amintesc când se dădea la teasc, era sărbătoare comparabilă cu sărbătoarea Revelionului. Imaginea asta, deci teascul ca atare, este o imagine nemaipomenită. Eu regretam că noi nu avem teascul nostru de acasă, dar în sat întotdeauna era un teasc în toată mahala, era luat cu împrumut și în funcție de teasc se punea la zdrobitoare strugurile și așa mai departe. Dar cred că sunt câteva sărbători într-o curte țărănească, asta e tăiatul porcului, trasul la teasc, eu știu, călcatul lutului, deci claca de curățat fântâna în mahală. Deci, da, sunt niște lucruri care s-au întipărit. Acum copiii și nepoții mei orășeni nu înțeleg asta, dar... Și e păcat, de fapt, pentru că se pierde. Păcat, dar n-ai cum. În structura, dacă vrei, morală și etică a țăranilor, asta a intrat ca un obicei. El nu e pur și simplu un obicei tehnologic. Astea sunt obiceiuri de structură. Și chiar, taică-mă fiind intelectual învățător la țară, știind foarte bine că nu trebuie să le dai copiilor vin, dar încuraja chestia asta, să iei un strop de vin de la teasc direct să-l guști, asta era obiceiul strămoșesc. Din acel moment a venit pasiunea față de vin mai specială sau mai târziu, mult mai târziu? Eu nu pot să spun că am o pasiune pentru vin, mai ales atunci când trebuia să răstorn polobocul, să-l speli, de câteva ori să care apă clocotită, nici de cum nu poți să ai o pasiune pentru așa ceva. Dar amintirile de aceste proceduri sau altceva, când
taică meu, repet, chiar intelectual fiind, avea poloboc, obligatoriu poloboc cu vin și era important să știi câte căldări de ravac ai. Și când coboram beci cu căldarea, marca cu creta. Eu nu am fost în interiorul procesului, eu am fost cumva observatorul acestor procese, dar pe măsură ce am înțeles că vinul, într-adevăr, dacă vreți, e o chestiune axiologică pentru poporul nostru, noi de multe ori subestimăm valoarea acestor lucruri care leagă neamul. Ori câte ori s-au străduit cele mai proaspete fiind experimentele sovietice ale lui Andropov, s-au străduit să întrerupă liantul ăsta între generații. Nu le-a reușit, pentru că asta, repet, intră probabil în structura noastră genealogică. Dar cum ați ajuns anume să alegeți vinul să fie ca și... Asta e un accident absolut. Poate intuitiv căutam ceva deosebit, dar eu am început chinezește cu tuș, un material extraordinar pentru grafică. După aia m-a provocat o colegă să încerc cu cafea și am încercat și după aia a venit în mod firesc vinul. Dar fără ca să știu că spaniolii, de exemplu, au picturi pe pânză cu vin și mai sunt cineva, dar în arealul nostru local, sigur că asta e o invenție absolută. Sunteți unicul. Da, cu vin pe hârtie, foarte mult am căutat hârtie care să nu schimonosească nuanța vinului. Se găsește în Moldova sau o găsiți peste hotare? Este o hârtie cea mai tehnică, cea mai obișnuită, cu un minimum de lucrătură chimică, pentru că hârtia sofisticată, bună pentru maestre, ea schimbă nuanța, o învinițește. Ori hârtia asta care eu am căutat-o și am găsit-o într-un târziu, pentru că ea e mai mult o hârtie de copertare de asta, ea păstrează nuanța vinului și asta era foarte important. După care experimentul continuă deja câțiva ani, pentru că e inepuizabil materialul ăsta. Nu se compară cu nimic, nici cu acuarela, nici cu guașul. Mereu descoper ceva ca tehnică de lucru pe hârtie cu vin. Și am și mici secrete deja. Revenim la secrete. Vreau să întreb pe domnul Gălușcă cum a ajuns el să își trezească această pasiune sau să-și creeze această pasiune față de vin. Domnul Vasile Curei vorbea despre faptul că în sat era o mare sărbătoare atunci când lumea era toamna târziu și târziu rotească. Și o mare mândrie pentru familia noastră, pentru tatăl meu, pentru bunicul meu, era că noi aveam una dintre cele mai bune zărbătoare. Deci era o zărbătoare adusă, importată. Nu mai aduc aminte minte acum, dar o zărbătoare care stătea oamenii în rând și doreau să o împrumute de la noi, pentru că foarte bine zdrobea. Eu știu povestea bunicului meu, care tot încerca să facă comerț cu vinul, pleca chiar până în Rusia, pe tren, cu foarte multe riscuri, cu foarte multe peripeții și mai ales atunci când inevitabil apărea un cumpărător care spunea, vai ce acreală și toza chisleatina. Bunicul spunea că îl tăia la suflet, la inimă, pentru că într-adevăr era vin ales cu care el se mândrea în sat și când ajungea acolo și cineva nu-i plăcea, el spunea că îmi vinea să-l dau pe jos, nici bani nu mai trebuiau, dar era o ofensă pentru el să spună cineva că e vinul prost. Da? Și vreau să spun, eram decis să fiu avocat la juridică, eram chiar la olimpiadă, mergeam la istorie, mama mea e profesor de istorie. Adică, și... Toți aici sunt copii de profesori. Da. Am punctat, absolut. Da. Și întâmplător m-am dus cu tata în România, la o cramă, la Vrancea, și am văzut un sommelier englez, care proba, asta erau anii 1999, cam așa ceva, el proba niște vinuri ca să procure pentru piața Angliei și eu am văzut acest om cum lucra și pur și simplu am rămas încremenit, mă uitam doar după el, cum el alegea vinul, cum degusta, cum făcea comentarii și automat eu am întrebat ce e asta, ce cu magia asta, ce cu... Întreg procesul exact. De degustare. Exact, și practic foarte repede m-am decis și am schimbat
Ce înseamnă că am schimbat asta? Înseamnă că am început să învăț chimie de la zero. Pentru că chimia nu era... E important să cunoști chimia pentru a face un vin bun? Din punctul meu de vedere, vinificatorul este o combinație. Jumătate artist, jumătate ești între biolog sau doctor. Adică ești pentru chimia, este chimia... te ajută să înțelegi ce se întâmplă în vin sau cum ajută vinul sau sunt niște procese care le exprimi doar prin chimie. E nevoie de studii atunci când vrei să devii un producător de vin? Pentru că tu ai studii în domeniu. Eu până acum credem că da, dar tind să cred acum înainte că e important cine are studii. În sens că, ca să dau un exemplu, în Franța un oenolog bun are 5-6 cramele de cordonează. Deci, 5-6 cramele cordonează. Deci face scheme de protocoale de produceri, face anumite ajustări, face anumite studii, anumite recomandări, dar însăși procesul de a produce un vin poate să ocupe și altcineva. Adică nu e mai atât de greu. Domnul Botnaru, referitor la vin bun, pentru dumneavoastră contează calitatea vinului atunci când vă apucați să creați? Pentru mine contează să fii suficient de întunecat, negru, pentru că din cauza asta eu lucrez cu vinuri din soiuri tradiționale, cu crasca, tărăsâca de la țară, care are... Rara neagră? Rara neagră e păcat de ea. Costisitoare. Da. Dar vinul țăranilor și am câțiva oameni care i-am testat deja, adică vinul lor. De exemplu, Sandu Canțăru mi-aduce din zona Tighecului. Valentina Ursu mi-aduce de la Nisporeni și sunt niște vinuri. Dar uneori, absolut întâmplător, cineva mi-aduce, găsesc, de exemplu, de una zi în frigider o sticlă de vin, așa și n-am înțeles cine și cum a adus-o. Am luat-o să fac un vin fiert și m-am descoperit că rămâne negreața pe deget și am zis, nu se atinge nimeni de sticla aia, că e bună de desenat. Nimeni nu bea un străp. Dacă să înțeleg, au fost momente când ați degustat un vin pentru că l-ați cumpărat pentru ca să pictați și v-ați dat seama că mai bine îl consumați? De pictat eu nu cumpăr, dar am suficiente rezerve din astea care vin de la vinul de la țară. Dar niciun vin, de fapt, eu nu-l arunc. Pentru că ori de câte ori își schimbă nuanța, se casează, se oxidează, el devine exact un pic invers, dă o nuanță, un semiton. Uite, ca pe fundalul vostru de roz. Eu am nevoie mereu, plus eu îl tratez cu diferite ierburi. Eu fac tincturi. De exemplu, eu din vin absolut roșu pot să obțin vinul palid. Da, îl transform cu ajutorul nucii, miezului, coaja din nucă verde timpurii. Și toate nuanțele astea sunt foarte bune. Faci gama întreagă de culori. Combinați mai multe vinuri într-o aceeași pictură? Sigur, sigur. Și albul este întotdeauna bun de spălat pinsurile, pentru că dacă speli cu apă rămân piete, orice picătură de apă dă o pată imediat nefirească, nu se combină vinurile între ele. În general, eu și prin pictura asta cu vin m-am convins că ăsta e un organism viu care am impresia că vinul ne studiază pe noi și nu invers. Vinul e mai bătrân ca noi, sigur, mai înțelept și eu sunt convins că are suflet. Cam câte picturi până la acest moment aveți? Eu le-am pierdut numărul. Asta e, cândva aveam evidență, le numerotam. Acum nu mai are niciun rost, dar din punct de vedere practic încerc să le țin o evidență minimă a celor curente, pentru că atunci când cineva o caută, o pictură a numărului, eu să-mi dau seama, mai este, a plecat, nu? Dar cum am făcut deja foarte multe expoziții, este imposibil să-mi dau seama pe unde mai sunt și de asta tuturor le spun, dacă vreți repede să obțineți o pictură, timp de o lună, două, mai e pe lângă mine, mai departe nu garantez. Dar cred că e vorba de aproape de 2000 de picturi deja care s-au împrășteat peste tot. Domnul Gălușcă, dumneavoastră, câte sticle de vin ați produs? E greu de spus. Cel puțin. Nu m-am gândit niciodată la asta. Eu cred că mai mult de 100 de mii, tot mai mult
mult mai mult de 100 de mii. Vreau să știu cât de important este, pentru că în ultima perioadă totul tehnologia crește, oamenii sunt înlocuiți cu anumite aparate. Cât de important este omul în tot procesul de producere a vinului? Eu, apropo, sunt probabil unul din puținii vinificatori care cred în baric autohton. Și eu am vinuri care au maturat în barică moldovenescă și 3 ani. Și probabil că foarte curând am să lansez vinurile unicorn care vor fi ceva nou, adică vinuri care nu au gură. Da, sunt suficienți producători de baricuri moldovenești ca să acopere piața? Dar nu cred că ăștia care și sunt pot acoperi, pentru că noi, vinificatorii domeniu sau sectorul nostru, noi preferăm să cumpărăm alte baricuri. De asta pentru mine a fost un experiment, eu am vrut să văd, am riscat, am pus propriul vin în asta, să văd cum va evolua vinul și respectiv o să văd reacțiile dumneavoastră peste perioadă. Domnul Botnaru, pentru dumneavoastră, cât de important este persoana care a creat vinul? Se simte în momentul când pictați? Atunci nu. Iată, în discuții cu dânșii, eu îi admir, pentru că ei sunt chiar oameni deosebiți. Și Sergiu nu cochetează când spune că ei sunt artiști. Mulți din ăștia care îi cunosc, ei verbalizează mult mai bine decât filologii uneori. Și după mine e o mare... În mare câștig că Sergiu nu s-a dus la drept, pentru că juriști sunt mulți și ei uneori chiar sunt foarte împiedicați la discuții, deși ar trebui să fie... Mă rog, ei au limbaj de lemn. Ori, iată, oenologii, și cunosc mulți, li se dezleagă limba, ei devin volubili, ei devin ingenioși. Dumneavoastră folosiți doar vin autohton sau ați încercat și alte... Mi s-a întâmplat să, atunci când am fost la o expoziție în Franța, am încercat și vinurile franceze, dar eu rămân fidel deocamdată câtorva furnizori care știu că mi-aduc vin sigur, care, apropo, nu se schimbă în timp, deși el, ca orice vin, el suferă de la contact cu soarele, ca și acuarela, și de asta eu... Sunt perisabile picturile mele. Vreau să ne spuneți pe scurt ambii de ce iubiți vinul moldovenesc și de ce îl recomandați și altora să-l încerce dacă nu l-au încercat până acum. Poate preferă berea, poate preferă șampaniile, șampania, mă rog, tot putem să o punem în... Dar dacă eu preferă... Eu spun scurt că e păcat în Moldova să bei bere și vodka. E păcat, pur și simplu. Pentru că, așa cum francezii, e adevărat, beau și ei o bere vara. Dar eu nu-mi imaginez un francez care ține la neamul lui să bea vodka sau să treacă pe lângă vinul franțuzesc. Pentru că face parte din națiunea lor, din, așa cum gastronomia. Din cultura. Cum îi văd vorbind la masă despre cașcavaluri și... cum se combină și ei nu îngurgitează, pur și simplu. Ei povestesc despre masa asta și asta e în sângele lor și copiii deprind chestiunea asta. Noi ar trebui să ne ambiționăm să avem și noi o identitate similară cu latinii ăștia, cu care ne leagă ei, sau italienii. Deci să dai pur și simplu paharul peste cap ca să se ducă rep de alcoolul în creier, simți euforia asta, mi se pare, este o crimă față de, repet, acest material care e o scheleton a națiunii. Se duce în antichități când noi nici nu imaginăm că am existat. Și e atât de simplu, în fond, să înveți un pic să deosebești vinurile, să respecti oamenii care i-au făcut, chiar și ăștia care sunt orășeni și nu au mai tras la tească. Sunt absolut de acord cu domnul Vasilegi. Deci noi ne naștem cu vinul, deci cu mătriile facem cu un pahar de vin, nunțele facem cu un pahar de vin, mormântările facem cu un pahar de vin. Deci vinul... Împărtășania, exact, împărtășania cu un pahar de vin. Deci vinul este quasi prezent, adică el este cu noi în fiecare zi, pur și simplu noi nu înțelegem rolul, mai ales că noi suntem de aici, mai ales suntem o țară iubită de Dumnezeu, pentru că avem așa pământuri, avem așa sol și avem așa oameni, cred eu. Și mai ales consumul de vin și alcoolismul, lucruri absolut diferite. Consumăm în cantități rezonabile.
Da. Dar rezonabil înseamnă un pahar seara la cină, nu? Da, nu, nu, nu. Ok. Depinde de la caz la caz. Mare parte, când vorbim de... ca tot ce e dat pe lumea asta, tot se consumă în cantități mici, rezonabil. Eu vreau să spun două lucruri aici despre vin, că noi avem studii de istoria vinului moldovenesc, am găsit deci istorie absolut fermecătoare despre cum oamenii vindeau vinurile, deci la Dimitri Cantemir, deci oamenii de descriere Moldovei, probabil să numească. Deci erau atât de bine dezvoltată vinificația în Moldova, că tot aceleași plus minus, tot aceleași rute de export, tot erau spre est, erau spre vest. Când am degustații cu tineri, le spun, zic, ceva de genul, că dacă amesteci vodcă cu bere până în clasa 7-a, sunt foarte mari șanse ca după clasa 11 să amesteci însă cu ciment. Adică vinul este și cultură. Și noi asta avem. Eu de multe ori am făcut degustații și în Statele Unite și în Moldova. Deci poporul nostru, când făceam degustații oarbe, deci nu știi ce calitate, ce vină este acolo, nu cunoști. Atunci când, deci vă spun sincer, moldovenii noștri automat, chiar dacă nu aveau experiență, automat găseau vinul potrivit. Cel mai bun vin îl găseau din 10 știi. Deci noi avem asta noi. Este în sânge, e transmis din generație în generație. Da. Nu, trebuie și doar puțin să dezvoltăm asta și să stimăm asta. În general, trebuie să ne învățăm să iubim țara asta și să ne stimăm. Da. Domnul Vasile, domnul Sergiu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vreau să ciocnim la final de emisiune. Noroc. Domnului Vasile, vă urez multă creativitate în continuare, de care dispuneți inspirație de la femei în continuare. Domnului Sergiu, vă doresc cât mai multă viță de vie bună, de calitate și climă potrivită pentru asta. Vă reamintesc că în studioul a fost domnul Vasile Botnaru și Sergiu Gălușcă. Această emisiune este realizată cu suportul USAID Moldova.